Știți povestea flautului fermecat? Nu cea clasică, ci pe cea modernă, a zilelor noastre, care se întâmplă în România pentru al patrulea an consecutiv. Doar că flautul fermecat a fost la origini flautul de aur, la propriu și la figurat. Astfel, instrumentul fabricat în totalitate din prețiosul metal a fermecat anul acesta publicul din cinci orașe ale României, ultima oprire fiind la sala radio din București. Iar acum a venit la noi în emisiune. Bun venit la noi în emisiune! Vă mulțumesc pentru invitație. Mai cu seamă că a, am văzut că au fost invitate personalități de marcă a, ale a, României, și cu atât mai mult sunt onorat de invitația dumneavoastră. Ne bucurăm foarte mult. Avem aici pe, pe masă instrumentul care este fascinant pentru toată lumea. Este un flaut integral din aur, nu-i așa? Uh, da, și toată lumea uh, include și persoana mea și eu sunt fascinat de <laughs> acest instrument uh, uh, tot timpul, uh, pentru că este într-adevăr o, o capodoperă a uh, realizării acestor uh, tipuri de instrument, uh, pentru că este. Uh, Confecționat de către o firmă uh, celebră în lume, cea mai bună, după părerea mea, Muramatsu se numește, o firmă mm -hmm. japoneză, un fel de Rolls-Royce al flautelor pe plan mondial. Se spune că toți cei de acolo trebuie să știe să cânte la instrument pentru a fabrica instrumentul respectiv. Este o legendă sau chiar este adevărat? Chiar este adevărat. Uh, Acum mulți ani mă aflam la cursurile de vară ale lui Sir James Galway, când și eu am aflat cu stupoare acest lucru, în momentul în care, invitat fiind pe scenă să cânt în fața unei Adunări foarte selecte, fiindcă erau câteva sute de flautiști profesioniști care asistau la demonstrația pe care o realizam sub îndrumarea directă a lui Sir James Golui. Și pe vremea aceea aveam un flaut pricăjit și Sir Golui a fost foarte mirat când a văzut cu ce fel de flaut cânt. Uh, mi l-a cerut și în fața tuturor a început să cânte cu acel flaut. Uh -huh. Mie, cinstit, nu mi s-a părut nicio diferență, fiindcă uh, omul ăsta are un sunet uh, divinisim și mi s-a părut că flautul uh, meu sună în mâna lui extraordinar, la fel uh, uh, cu, cum se întâmplă când cântă pe flautul lui de platină Muramatsu. Și uh, numai că el a mers mai departe, a, a făcut un gest uh, cum că arunca flautul la coș. Eu am sărit disperat că am crezut că o va face și îl va arunca în sală, numai că era unicul meu instrument. Uh, toată lumea a râs și mi-a oferit flautul lui, Muramațul de platină. Și când am început să cânt pe acel flaut, s-a auzit așa o, o, o rumoare. O, oh. Toată lumea a fost uh, fascinată. De schimbarea bruscă, întâmplată chiar sub ochilor. lor. Ați perceput și dumneavoastră această diferență? În clipa aceea mi-am mi -am dat seama ce înseamnă, de fapt, un instrument bun și ce important este ca un instrumentist să poată să se exprime cu un astfel de, de instrument. Am spus să știți că, în general, tot ce înseamnă flaut de top, adică flaute, eu știu, de aur, de platină, uh, confecționate și de alte firme, nu numai de Muramatsu, sunt uh, neapărat flaute foarte bune. Singurul merit și singura particularitate a firmei Muramatsu este că uh, nu acceptă niciodată vreun angajat care să nu știe să cânte la flaut. Și atunci, datorită acestui fapt, aceste flaute au o, un anume tip de rezonanță pentru că oamenii ăștia cântând la instrument știu ce să ceară de la instrument. Ca să ne facem o idee, cam care este valoarea în lei, uh, în euro, în dolari a unui astfel de instrument? Uh, în jur de 90-100 de mii de euro costă acest instrument. Uh, este un, un instrument uh, la care sigur că eu Uh, îndrăzneam doar să visez în clipa în care am început să studiez acest uh -huh. instrument la vremea când am început eu să studiez flautul, uh, era până în 80 nici nu știu cât uh, 83 82, 83 uh -huh. uh, în condițiile acelea nu, nu mă gândeam vreodată că voi apuca să-i ascult pe acești doi mari interpreți pe viu da, păi să mai și studiez uh, cu Sir James Galway sau să-l și cunosc și să stau asupra unui șpriț cu Jean-Pierre Rampal uh, și să mai și cânt uh, alături de Sir James Galway. Deci uh, era uh, peste uh, puterile mele chiar de, de imaginație. De imaginație da. uh, dar uh, soarta, uh, norocul meu uh, a fost uh, să... Uh, întâlnesc uh, jumătatea și uh, soția mea uh, mi-a făcut această surpriză uh, extraordinară. Anca Vidae Ștefănescu. Uh, și de ziua mea acum trei ani uh, mi-a făcut cadou <laughs> acest uh, instrument. Uh, el, dacă observați, este și gravat, există unicul gravor. Uh, angajat de firma Muramatsu care îndrăznește să facă aceste ornamente pe clape și pe ambușura flautului, nu este numai un lucru de podoabă ci îți oferă și o anumită priză mult mai bună a instrumentului, deci totul este foarte da? bine, mm -hmm. bine gândit da. deci am avut spre norocul meu niște facilități uluitoare și am întâlnit niște oameni senzațional, așa că mă consider un norocos. Cum ați început să studiați flautul? Între toate instrumentele posibile, de ce ați ales flautul? Uh, nu eu am ales uh, 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 flautul, nici nu am ales să, să, eu să studiez uh, muzică, uh, părinții au făcut-o. E greu, dacă stați să vă gândiți Uh, muzica în mod profesionist începe să se studieze din fragedă copilărie, adică de pe la vârsta de 5 ani, dacă. Uh, părinte fiind, te să-ți dai copilul să urmeze această cale, atunci trebuie să-i urmărești pașii foarte atent și mai ales la vremea aceea, muzica se învăța într-un regim bine stabilit, chiar cu constrângere, în sensul că îți cam pierdeai copilăria, trebuia câteva ore pe zi Studiu. să renunți la, la alte activități și inclusiv la joacă și să studiezi la instrumentul la care uh, erai uh, repartizat. Acum, la vârsta aceea, aveai de ales doar între pian și vioară. O vioară ar fi însemnat pentru vecini un supliciu, pentru că până ajungi să obții un sunet la vioară, îți trebuie ani buni de, de muncă. Pianul, în schimb, este mult mai plăcut și îți oferă satisfacții imediate. Așa că am ales această cale. Uh, și uh, până în clasa 5-a, am studiat pianul, fiindcă un instrument de suflat nu se poate alege mai devreme, din motive, uh, uh, cum să spun, de creștere corporale. Mm -hmm. Când ești prea mic, nu poți să ții instrumentul ăsta în mână. Și acest instrument, tot mama mea l-a ales, pentru că uh, eu, din cauza uh, unui tratament la care noi eram supuși în timpul școlii, cu tot felul de concursuri la care au obligat să mergi, cu examene, cu audiții, Destul de dure, profesorii le făceau dure. Avea o mină destul de acră și cu pretenții foarte mari. Practic, era o luptă între ei, să-și dovedească lor și celorlalți că au elevii cei mai buni. Și tu erai un fel de monedă era de. Era experimentul așa, lor, nu? Era experimentul lor. Și era destul de traumatizant. Așa că eu am anunțat-o pe mama la un moment dat că nu mai vreau să continui calea asta, mi se pare mult prea dur. Și profesoarea de pian care mă plăcea foarte mult Ligia Pop, a sfătuit-o pe mama totuși să mă dea la un alt instrument ca să nu pierd toți anii ăștia de educație. Și, uite că a avut dreptate. Dar dumneavoastră ați rezonat de la început cu da. instrument, cu ideea și cu instrumentul în uh, uh, Da, flautul a fost foarte uh, tentant pentru că avea foarte multe clape, nu am putut să scot niciun sunet. Din prima clipă, este uh, opți un sunet foarte greu la instrumentul ăsta mai greu decât la alte instrumente de suflat, fiindcă uh, pierzi foarte mult aer în alte instrumente de suflat, aerul merge direct și atunci uh -huh. instrumentul sună, aici e complicat. Și atunci a, chiar a fost o, un pariu, o provocare uh, pentru mine. Eu cinstit, când mama m-a întrebat cam ce instrument aș vrea eu să fac, că am spus trompetă sau tobe. Uh -huh. Ceea ce iarăși <laughs> pentru vecini devenea îngrozitor și și pentru familie, nu? Să ai un copil care bate toba zilnic <laughs> sau cântă la trompetă. Îmi plăcea culmea la vremea aceea foarte mult jazzul. Era o vârstă destul de fragedă pentru jazz, dar eu eram fascinat de tot felul de americani grozavi și mi-ar fi plăcut să fac aceste instrumente datorită acestui gen muzical. Dar mă bucur că mama a avut flair până la urmă și a ales acest instrument pentru că îl iubesc foarte tare și așa cum vă spuneam, continuă să mă fascineze și să mă preocupe zilnic, pentru că tot timpul practic ai ceva de perfecționat în, în ceea ce faci, așa că... Fiindcă vorbim de drumuri de urmat, nu era de așteptat să deveniți actor? Uh, <laughs> fiind... M-am gândit mesec. la un moment dat uh, uh, ca fiecare eu știu, tânăr, uh, am avut și eu uh, Uh, momente de derivă în uh, educația mea și la un moment dat am gândit eu că nu prea ce să fac cu muzica. Perspectivele erau destul de sumbre, având uh, în jurul meu exemple de uh, copii actori. Uh, eram prieten cu mulți dintre aceștia și am văzut că tot timpul Uh, ei și și continuă să fie așa, sunt comparați cu, cu părinții. Părinții. Gândiți-vă la Ștefan Bănică, la Mihai Constantin. Tot timpul uh, cineva trebuie să facă o remarcă, Da, cum era Taică, deși ei mi se par niște actori excepționali. Uh, treci cumva. La, la, sigur că e, e o, în o, o, o mândrie, nu? dar se poate transforma mm -hmm. într-o umbră. N-ar fi eu, fost o provocare pentru dumneavoastră să depășiți, poate, nivelul sau statutul tatălui dumneavoastră? Eu am ajuns, spre satisfacția mea, să o colaborez cu tatăl meu în diferite uh, spectacole pe care el le, le gândea de muzică și poezie. Deci, într-un fel, uh, noi am făcut o echipă. Și asta a fost. Uh, mult mai uh, incitant, uh, incitant poate, nu? pentru mine. Uh, bucuria a fost cu atât mai mare. Revenind la povestea flautului, ea s-a continuat după ce ați intrat în posesia lui și s-a transformat într-un turneu național care se tot întâmplă de patru ani de zile. Uh, iarăși, un, uh, un, uh, un noroc. Uh, venit prin acest uh, instrument, fiindcă uh, la un moment dat uh, am văzut că uh, Radio România Cultural organizează uh, uh, turnee naționale cu instrumente uh, valoroase. Bună oară, Viorile Stradivarius, Guarnieri, uh -huh. nu? Uh, o idee briliantă, uh, a Oltei Șerban Păru care și-a construit și o echipă foarte bună și oamenii ăștia toți lucrează la imaginea acestor turnee eu i-am propus să facem și un turneu să încercăm o primă ediție a acestui turneu cu flautul de aur i-am spus inițial pentru că este într-adevăr un instrument care stă la, poate sta la aceeași masă cu o vioară Stradivarius e, și în plus e, este un instrument care în Occident e, este în elita instrumentelor solistice e, acest sunet de flaut este foarte apropiat de cel al vocii umane și din cauza aceasta este mult mai prietenos și acceptat imediat de urechea noastră. Și oamenii își doresc să asculte acest instrument, să a descoperit lucrul ăsta. Și în România, Scenele noastre uh, muzicale uh, nu oferă publicului posibilitatea de a afla că acest instrument uh, pe lângă faptul că are un sunet cu totul deosebit uh, beneficiază și de un repertoriu extraordinar și am zis hai că uh, împușcăm doiepuri practic odată că lumea va întâlni un instrument ieșit din comun prin faptul că este construit de firma Muramatsu și e din aur, dar și unic în România din câte știu și unic eu. în România, sigur că da dar uh, vor avea posibilitatea să asculte un repertoriu și asta uh, responsabilitatea asta mi-a revenit mie clar, uh, să gândesc niște programe atractive și așa am și făcut și iată că am ajuns la patra a patra ediție organizată tot de Radio România Cultural, bineînțeles cu un succes excelent la, la public. Fiindcă vorbeam de acel aspect comercial. <coughs> uh, intenționați în viitor apropiat poate să scoateți un nou album? Așa mi-aș dori tare mult să se întâmple, da, lucrul acesta. Un album uh, a apărut uh, și a fost lansat uh -huh. la această ultimă ediție, se numește Flautul de Aur, uh, și ar fi foarte bine dacă ar mai apărea un al doilea flautul fermecat. E păcat, adică eu până la aceste turnee, sincer vă spun, mai mult am cântat în străinătate și am avut mult mai multe satisfacții acolo. Apropo de CD-uri, cred că am vreo 8 CD-uri cel puțin care mi-au apărut în Germania și în alte țări și 1, două în România. Spuneați că Satisfacția de a cânta în afara țării a fost mult mai mare, poate, decât cea de a cânta în România. Cu toate astea, aveți foarte multe concerte aici, în România. Ce vă ține în acest loc, în această țară? Mă ține tocmai uh, cariera mea, atât cât este aici, în România, în sensul că uh, aici am avut posibilitatea, într-adevăr, să cânt zilnic unde mi-am dorit și am avut norocul și fericirea să colaborez cu niște oameni importanți pe plan muzical. Am cântat, chiar acum de curând m-am întâlnit cu Dan Grigore și ne aduceam aminte cum eu la 17 ani am avut girul lui și am făcut un recital împreună la Ateneul Român. Deci Dan Grigore, M-a invitat pe mine, atunci a pornit el ciclul de uh, uh, care se chema dialogul uh, generațiilor. Și primul recital l-a făcut cu mine și cu profesorul meu de atunci, Virgil Frâncu, la Ateneul Român, un lucru care mie pur și simplu mi-a dat aripi. La 17 ani să ai această ocazie, această onoare, uh, pe mine m-a îmbărbătat foarte tare și mi-a dat încredere în mine. Am cântat cu Ion Ivan Roncea și cântăm de mai bine de 10 ani. Am un trio cu niște muzicieni uluitori, unici, unici în lume, nu numai în România, Sorin Petrescu și Doru Roman. Un trio cu care imprimăm foarte mult în străinătate. Peste două luni o să imprimăm la Köln. Am făcut deja 4-5 CD-uri la Radio Berlin și Köln până acum. Deci, oameni pe care altfel probabil că nu i-aș fi întâlnit. Oși, poate că aș fi întâlnit alte personalități cu siguranță, dar sunt foarte bucuros de. Acești oameni. Acum mulți ani am avut ocazia să studiez în America. Acolo mi-am luat uh, diploma de master. master. Și cu siguranță am fost singurul român, considerat de multă lume ușor diliman, uh, care s-a întors cu o diplomă de master din străinătate. Să profeseze, în să România. profeseze aici. îmi place să ies din peisaj, să deraiez, să mai am momente de astea de vrie, îmi place foarte mult. Ceea ce probabil că în altă societate nu mi-aș permite. Aici încă îmi dă mâna să mai pierd câte o noapte și să recuperez câteva zile după acea Momente pierdere. de visare, dar și de poezie care s-au materializat într-un alt, într-un nou album. <laughs> Al cincilea? Tot știți despre mine. <laughs> Uh, al cincilea cred că este. Da, Da, uh, da îmi place foarte mult să, să scriu. Uh, de multe ori intru în conflict cu soția mea care mă înțelege destul de, de greu uh, că într-un fel e firesc dacă te bântuie vreun uh, gând pe care vrei să-l și aștem pe hârtie, mm -hmm. devii cam taciturn, așa, nu prea mai comunici. Vă izolați uh, în lumea dumneavoastră. Uh, da, și asta puțin, sigur, că o afectează, adică e, se simte nesigur, e, se pare că am eu cine știe ce probleme. Dar eu, de fapt, clar că mă gândesc la ceea ce aș vrea eu să scriu și culmea că mă preocupă mult lucrul ăsta. Adică e un debușeu, clar. E un alt fel de a te exprima și poate că și aceasta e explicația, iată, de ce, să zicem, teatrul, are un asemenea succes la public, pentru că se exprimă prin cuvânt. Și omului e mai lesne să înțeleagă acest tip de comunicare decât să încerce să-și traducă, eu știu, un sistem atât de abstract de comunicare cum e muzica. Ori, la un moment dat, prea plinul ăsta muzical, probabil că se în uh, uh, scris, că câteodată scriu chiar prea mult. Acum, uh, de când am intrat și în lumea scriitorilor, am început să fiu mult mai, uh, 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 cum să zic eu, scrupulos în uh, ceea ce fac și chiar să și arunc uh, din ceea ce scriu. Înainte păstram tot, eram foarte fericit că am scris, că am scris. Acum încep să mă uit cu un ochi critic, ceea ce e bine. În orice caz. În toate artele e valabil, de fapt. Asta e o lecție pe care dacă ai norocul să o... Nu numai să o afli, nu e, nimic de, de, e și de învățat, dar să o afli și după aia să o și aplici. aplici. Uh, în, întotdeauna uh, am dreptate, vedeți? Uh, întotdeauna în, uh, în, în tot ceea ce faci, uh, ceea ce încerci să exprimi, e bine să știi să reduci la un moment dat. Deci... Uh, încărcătura să aia să zicem ce în scris metaforică mm -hmm. și îți plac imagine trebuie să ai puterea să te uiți pe un poem și să începi să tai la sânge să rămână esență Esența. atunci a devii, de fapt într-adevăr un foarte bun uh, scriitor, un, un, un profesionist. Uh, noi vă dorim succes, inspirație pe mai departe și vă mulțumim tare mult pentru prezența la emisiune. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Saru, Vă mulțumim și dumneavoastră că ați ales să fiți alături de noi și mai ales că ați ales să fiți români. Pe săptămâna viitoare!